Ne-am apucat de demolat și upgrade. Mutăm pe domnul Grovat în partea asta aici. I-am făcut un loc special. Așa. Tabloul de automatizări este parțial defrișat, îl mutăm și pe ăla și tabloul de curent continuu și practic mutăm tot în partea cealaltă. Bateriile astea le aruncăm și facem un mega upgrade. Casa am bypassat-o. Uitați aici ce legătură mișto i-am făcut. E șmecheră. Era singura variantă să bypassăm casa, să nu mai trecem prin inverter. Este o soluție provizorie. Și aici o să mutăm tot. O să facem filmulețele alea, tabloul de curent continuu și așa mai departe. Echipamentele sunt pe aici. Avem, sunt pe peste tot. Ok, hai că revenim. Hai că am pus grovățelul pe perete. L-am pus și la boloboc. Pentru colegul care se miră de ce bolobocul arată diferit pe două părți, îi dau un hint așa. Bolobocul ăsta, dacă nu are marginile drepte și sus și jos sau bula este strâmbă într-o parte, în momentul când sucești, bolobocul ți arată diferit. Deci bolobocul care nu arată la fel pe ambele părți este defect. Asta ca idee. Noi am pus și laserul pentru siguranță. Să se vadă. Da, așa. Da. Deci bolobocul care nu arată la fel pe ambele părți este defect. Bun de aruncat. Nu contează că e Milwaukee, nu contează că e Bosch, nu contează... Ok. Sau acum suntem aici să curățăm după 2 ani și 2 luni. Acest inverter n-a avut mentenanță până acum, uite, e plin de praf. Îl desfacem, îl aspirăm, îl inspectăm. Hai, colegul. Îl asistăm pe colegul. Stai așa. Să-l desfacă și să-i facă mentenanță. Avem și cu celălalt să-l aspirăm, avem aici un aspirator pe acumulatori. Îl aspirăm așa ușor, ușor, fără să-l deteriorăm. Deci suntem pregătiți. Aici am 100 de intervenții în caz de ceva. Stai, colegul, și pune mănuși. De ce mă curentează? Da. Vrei să te arăt pe YouTube? Poate în alt videoclip. Da. Deci curentează sau ce? A, domnul e inginer. Ca la carte. Da. Care carte? Ce carte ai citit tu? Protecția muncii. Da, ai dreptate. Corect. Aici mi-ai dat. Mi-ai dat cunete. Închide laserul ăla, că nu-mi place ce face. Îmbruiază. Hai curățatul, că arată, mamă ce jalnic arată după 2 ani de zile. El săracul a mers non-stop 24 din 24. Cu vreo două sughițuri. Un sughiț din vina lui. Un sughiț n-a fost din vina lui. În 2 ani jumate i-am făcut un singur restart. În sensul că la un moment dat afișajul era așa, scrambled. Era amestecat. Și a trebuit să-i fac un restart și a revenit după restart. Colegul desface șurubele din lateral la grovat. Doar îl inspectăm un pic și îl aspirăm. Atâta-i facem. Ca să-l pregătim de repornire. E grovat 5000, SPF 5000 ES. Deci pe partea laterală specificațiile. Băi, dar mult praf. Ia, colegul, să vedem cum arată. Dăm de șoareci. Sincer, nu l-am desfăcut în ăștia 2 ani. Deși poate că ar fi trebuit toată pe an să-l desfac, să-l aspir. Are? Nu pare. Ale. Pare că nu are. Ușa. Mai are un sticker aici. Desfă-l. Oricum, inverterul este ieșit din garanție, deci nu-s probleme. Deci a funcționat ireproșabil. Ales că este cablu de comunicație. Vezi că are o clemă. Scoate tu clemuța de acolo. Hai că ține-o capacul mai bine. Mai bine țin capacul. Cu mănușile nu prea se face treaba la chestia asta. Uite, deci trage de clemă. Nu, trage de clemă. Ia. Țin eu. Lasă-l la mine. Hai bine. Trage de clemă. Ia, un pic. Are o siguranță aici. Nu pare că așa se... Ba da, așa, da. Are o siguranță, ți-am spus. Așa. Acum iese.
asta. Trage un pic de el stânga-dreapta și trage clema. Uh-huh. Hai că n-am văzut băieți aici. Deci se trage de clemele astea stânga-dreapta, da? Să poți să scoți ribonul de la afișaj. Să poți să-l cureți. Mamă, ce praf e în el. E în afară. N-arată rău. Deci n-arată rău deloc. Dar este plin de praf. Are toroidale. Hai, tăi cu aspiratorul. Așa. Ideal ar fi să-i dăm și ăsta jos. Îl dăm. Dă-i el tu. Asta jos. E partea de curent continuu? Da. Marfă. Este extrem de mult praf în el. Asta, asta ar fi? Da. Filtre. Dacă nu-i dăm masca de plastic jos, nu o să putem să-l aspirăm aici în spate. Ia uitați ce e aici în spate. O tonă de praf. El are ventilatoare pe jos, aspira aerul și tot praful din încăpere, oricât ar fi încăperea de curată, îl trage în inverter. Lăsăm la o parte locul în care a fost instalat. Nu asta se întâmplă și în oricare casă. Oricare casă. Vezi că ăsta are niște capse aici. Atenție să nu le pierdem. Vezi că-s jos. Scoate-le tu. Filmezi-o și le scoți tu. Uleu, ce praf are. Un pic. Deci scoate-le cu mâna. Da? Nu băga niciun... Trebuia o spatulă de plastic. Asta nu are să sară. Uite, lasă-l pe aici. Deci are căpăcele care țin... izolează... practic electric, nu trage tare să nu-l deteriorezi. Era bună o spatulă de plastic. Stai o secundă. Ușurel lucrăm. Haide și așa, ușor. Pe care putem să-l aspirăm. De inspectat arată bine, condensatorul arată bine, dar ne mai uităm acum. Încă o dată. Uite, mai are una aici, colegul. N-am văzut. Mai e una. N-ai văzut de ribbon, normal. Dar, cel puțin, îl are pe radiator. Da. O să tura asta, grovatul, a fost ceva probleme la început, s-au rezolvat de către firma de service, a avut modulul de alimentare, consuma foarte mult, consuma 350 de W pe oră, a schimbat modulul de alimentare și acum consumă foarte puțin, 16 W, ceva de genul ăsta. Mamă, ce e aici. Hai, colegul, aspiră-l. Nu-l desfacem mai mult de atât, că nu este necesar. Se poate să-l și suflați, îl țineți undeva în exterior și suflați, nu cu o presiune foarte mare. E o curățare sumară. Ce se întâmplă? Dacă nu curățați, toate radiatoarele și ventilatoare se îmbâxesc cu praf și nu mai răcește, nu mai este eficient. Da, cam asta e curățenia. O să-l mai ștergem un pic și ne continuăm upgrade-ul. Revenim. Am pus și tabloul de curent alternativ. E tabloul de la Hager. E o frumusețe de tablou. Are sticlă pe față. Noi o să punem niște automatizări în el. Asta se dau mai pe wide. O să punem niște automatizări în el. E frumos rău. Rău. Și are... Ia, arată-le, colegul. Le punem și șapte. Are o tablă pe care noi o să găvânim și o să punem presetul pe și sus și jos. Foarte mișto-i tablu. Sticla e tempered glass. Garnitură. Tot ce trebuie. Foarte frumos tabloul de la Hager. Sincer, n-am lucrat cu un model ca ăsta până acum, dar e frumos. E frumos rău. Da, haideți că revenim când îl echipăm. Am pregătit grovățelul, i-am pus capacul, l-am mai curățat un pic, l-am și suflat un pic. I-am pus pe partea de curent alternativ intrare și presetul pentru Copex, că o să facem eu să mergem cu Copex. Așa, pe partea de fotovoltaice, tot pe Copex o să mergem. Iar aici am pregătit cablurile pentru curent continuu. Uite, 25, 35, cât e? 35. 35.
cupru, bineînțeles. Le-am pus overkill, să nu avem probleme în viitor, inclusiv când o să mai adăugăm la bancul de baterii. În bancul de baterii. Da, cam asta e. Revenim. Hai, colegul îmi pușcă niște cleme, dar nu prea se vede. Îmi pușcă cu domnul Spit. Noi dăm găuri cu Spit. Și avem niște cleme, iar arată colegul. Cum să pun clemele? Deci, practic, pot să remontez cu o singură mână. Am un canal unde intră exact țeava pistolului. Ia, hai pune una. Uite așa, și poți să le pui cu o singură mână. Poc! Acum mai restau. Speed pulsa. Între timp, colegul s-a întrebuințat. A tras aici câteva cleme. Dar colegul a primit și tu lumina. A pus câteva cleme, venim curent continuu pe aici, o luăm prin canalul de cablu pe sus și intrăm în tabloul de curent continuu. Aici am pus un separator mecanic, SPD, SPD și fuzibile. Știți de ce se montează așa, nu? Ok, nu vă mai spun că n-are rost. Tabloul este la 1000 de volt rating, de la Hager. Super ok, acum o să tragem copexul pe sus prin canalul de cablu. Coborâm și intrăm în inverter. Hai că revenim după ce montăm cablul. Am terminat și tabloul de curent continuu. După cum vă spuneam, separator, SPD, fuzibile. Da? Executate frumos, trecute prin Copex Ignic Fug Halogen Free. Destul de ok, arată-le colegul până jos. Și intrăm frumos în inverter. Intră frumos în copex și legat în inverter corespunzător. Asta e partea de curent continuu. Hai colegul să vedem dacă mai avem ceva soare. Deși nu cred. Ia. Nu mai are. E cam noapte. Nu mai are inverterul. Ok. Haideți să vă arăt ceva. Pentru asta, deci îl vedeți pe ăsta? Knipex. Da? Knipex. Ok, da? Îl vedeți pe ăsta? Da, hai să mai dea că vi-l arăt. Vedeți pe ăsta? Made in China. Mulțumim Claudiu Minciu, de la Departamentul Achiziții. Ăsta micu, care este 2 lei, exagerez, este cu mult peste ăsta. Deci este cu mult peste ăsta, care costă 300 și ceva de lei, ăsta este mult peste. Taie de n-ai văzut așa ceva. Deci super tare. Încă o dată mulțumim Claudiu Minciu, de la Departamentul Achiziții. El ne-a recomandat. Deci dezizolează, taie, face tot ce vă doriți. Super clește. Continuăm. Deci, hai colegul, pune și capacul. Oi, pune și un capac, mai trebuie? Da. Hai pune tu capacul, că țin eu partea de filmat. Unde e capacul? Era pe aici. Uite-l acolo. Așa, deci noi am venit pe aici, așa, cu copex pe canalet, până acolo. Deci copexul intră pe aici și iese în partea altă, se duce la inverter. Și am rezolvat partea de curent continuu. Frumos, minus plus, PV minus, PV plus. Eu e rău protecțiile astea. Nu punem altele. Da? Ok. Treci colegul la șurubelniță. Și asta e șurubelniță. La șurubelniță normal. Treci la dinamometric. E imediat. Dinamometrică la mână. Da. Vă recomand tabloul pentru curent continuu. Asta e tabloul care trebuie să-l puneți la curent continuu. Rating 1000 de volți. Protecție peste protecție. Arată și bine, e de calitate superioară, e ce trebuie, cu toate porcăriile, turcismele și chinezismele. Este așa pe râd. Încercam să apăsez.
Ăla-i. Hai că se vede. Nu, ia stai așa. Lasă-mă că se vede. Se vede. Ok. Hai că îi pune colegul măscuțele și continuăm cu ce mai avem de făcut. Ei, și am legat și inverterul. Cam așa a ieșit. Frumos pe sus. Nu prea se vede că este pe negru. Negru pe maron. Negru pe negru. Așa. Tabloul de curent continuu. Inverterul e pornit. Bateria încă n-am legat-o. Urmează. Așa, lucrăm un pic și la tabloul de automatizări. Mai durează un pic. Abia ne-am apucat de el. E în teste doar. Provizoriu. Și ușor, ușor înaintăm. Hai să mă dau un pic mai în spate. Cam așa arată. Ca să vă dați voi seama un pic. Cam cum... Hai că revenim când mai înaintăm cu lucrarea. Colegul montează sistemul Lynx, Lynx Shunt și Lynx, nu spune celălalt, mă. Celălalt e distribuitor, ăsta nu e distribuitor. Lynx Power, Lynx Power Shunt. Le prindem șurubele. Ok, ok. Pune și cerbo. Pune el să-l pui acolo în dreapta. Stai să găsim niște șuruburi. Șurubele. Am pornit și inverterul. Cam nor afară, dar oricum e pe bypass. Nu e bine acolo, în dreapta, mai în dreapta, mai în dreapta. Mai în dreapta? Aici? Mai în dreapta, că aici, aici o să vină cu cablurile. Cam așa? Vezi tu să fie aliniate cu cele de acolo. Hai să punem laserul atunci. Nu punem laserul, că ele sunt diferite, nu trebuie să pui laserul. Pune și tu bolovocul pe el. Mamă, dar șurubul mai mare nu găseai? Trebuie să cauți ceva mai mic. E level. Un pic. Arată un pic. Un pic, arată un pic parătură. Păi da, reglează-l, nu lăsa așa, domnul inginer. Unde venire? Știi ce faci? Pune-i acum în stânga. Sau pune-i sus, ca să poți să-l... Ia. Așa da. De astfel de oameni avem nevoie. La fel face. Scap cai. Atât, hai, lasă-i bine. Da, hai că revenim, când mai montăm pe aici câte ceva, mai legăm un cablu. Să punem și capacul la panouri, la tabloul de la panouri. Să punem și automatizarea, mai avem ceva. Abia ne-am apucat. Hai că am montat și cablul de curent continuu la sistemul Lynx, la shunt. I-am pus separator. Așa, acum colegul face o șmecherie. Deci ăsta este Lynx Power. Nu este Lynx distribuitor, să poți să pui fuzibile pe el. Dar noi facem o șmecherie, să vă arate colegul. Deci am pus niște șuruburi. Ele nu vine cu aceste șuruburi. Lynx distribuitor nu vine, Power nu vine cu șuruburile astea. Noi am pus șuruburile astea, le-am adăugat ca să putem să punem fuzibile pe fiecare în parte. Are 4 intrări. El e practic un distribuitor.
E un sumator, ca să zic așa, nu e distribuitor. Cel cu LED-uri este distribuitor. El e un sumator de puteri, de 48 de volți, în care poți să pui mai multe baterii sau surse. Și aici practic nu se montează fuzibile, dar noi ca să nu mai folosim și power distribuitor, cel cu LED-uri, am folosit workaround-ul ăsta. De altfel, Victron folosește același suport și pentru power distribuitor și pentru Lynx Power și pentru Lynx distribuitor. Așa. Și acum o să vă arate colegul. L-ai strâns? Uh-huh. Să-i pui și șurubelele alea de prindere. Uite aici, colegul, sunt în cutie. Uite aici, în cutiuță. Uite aici sunt. Alea sunt. Și mai are două jos. Trebuie să ridici capacele astea izolatoare în sus. 1, 2, 3, 4. Și vezi că mai are două șurubele jos. Deci când scoateți capacul, are două șuruburi jos, două șuruburi sus. Și apoi puneți șuruburile cu capul hexagonal în suport și le puneți cu totul și faceți cum am făcut noi. Asta e tot. Lasă colegul ăsta jos și avem așa, avem legătură de deasupra plus, către, avem bypass cu fuzibilă către șurubul ăsta și jos avem minusul. Dar așa, să aduc, am niște fuzibile aici. Ia colegul, pune fuzibile. Deci observați, ele acum sunt pe aceeași linie, nu știu dacă se vede. Nu știu dacă vedeți. Deci bara de sus împreună cu piulița de aici sunt pe aceeași linie. Desfă-le, colegul. Da, așa. Din păcate nu ești caracatiță să ai mai multe mâini. Sfat, când aveți o sculă, când țineți o sculă în mână, nu țineți și a doua sculă în aceeași mână, că nu o să puteți să lucrați cum trebuie. Vedeți ce frumos a ieșit? Ia, colegul, lasă un pic să vedem. Gata, strânge. Așa, și mai pune o piuliță cu o șaibă mică deasupra. După aia le pui și restul. Am legat șantul, am alimentat din șant cerbo pe portul de aici, nu știu dacă se vede. Nu prea se vede, se vede. Și l-am alimentat de aici. De pe plus și de pe minus. El are o protecție, are și el o fuzibilă. Așa, colegul. Pus colegul o șaibă. Și gata. Voilà. Noi am pus fuzibilă de 125 de amperi. O să mai punem decât una, mai pune colegul decât o fuzibilă și gata. Restaurăm în ulterior. Pentru colegul e prima oară. Dar se descurcă foarte bine. Îi dăm o primă. Am un profesor bun la mine. Scoate șaiba de acolo, domnul inginer. Am scos-o, ți-a de cuprul. Asta ce e? Și asta. Asta trebuie scoasă. Pune fuzibila. Ok. Atunci se modifică. Deci asta este, normal. Deci asta este protecția pentru șaiba de cuplu. Așa. Vine asta. Și apoi vine șaiba de cuplu. Dincolo ai pus-o greșit, nu? Uh-huh. O mai scoți odată. Și ai pui jos o șaibă și apoi piulița.
ceea ce o desfac. Oricum nu avem tensiune, nu avem curent continuu cuplat, nu e nimic. Inverterul e oprit, l-am oprit. L-am pornit doar de probă puțin mai devreme. Hai să vedem ce a greșit colegul aici. Nu era o mare problemă, doar că acea șaibă Grover se răsucea peste fuzibilă, nu peste șaiba plată. Deci totdeauna peste fuzibilă, șaibă plată și apoi șaiba Grover. Cam mai greu cu mănuși. Deci teoretic și aici ar trebui o șaibă plată. În spatele astea, că vinde pe piuliță. Nu are, nu e o mare. Poți să-i pui și acolo dacă ai. Hai, mai ai o șaibă? Pune și acolo. Dar nu era neapărat nevoie. Dar poți să-i pui și acolo. Păi, piulița însă și o șaibă. E adevărat că șaiba e un pic mai lată. Dar... Nu, era vorba de șaiba Grover, să nu o strângi peste fuzibilă. Să o strângi peste șaibă. Dacă aveți piulițe autoblocante, puteți să le puneți direct. Da, bine, tot peste o șaibă. Și atunci modific și în partea cealaltă. Poți să modific și partea. Da, cam asta. Hai că revenim. Lăsăm pe colegul să lucreze, să nu se emoționeze. Da, conectează colegul și cablurile de la baterie. O să vedeți, avem o baterie în test. Un VTAC. Întrebare, ăsta se scoate într-un fel? Ăla poți să scoți. Da. Help. Ușor. Gata. Asta era ideea. Să nu uit. Mulțumesc Claudiu Minciu pentru informație. Știe el. De ce? Asta nu mai merge. Și asta apropo de Victron. Deci mulțumesc Claudiu Minciu pentru informație și mulțumesc EV Shop aka Kit of Grid pentru promptitudine. Hai colegul. Am încăput tubular acolo. Nu, nu cape. Ia ușor așa. Ușor, 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 ușor. Vezi că merge la mână acum. Întrebarea așa, dacă trebuie să o scoți în sarcină. Cum să scoți în sarcină? Nu știu, zic. Nu scoți în sarcină. Am înțeles. Nu ai voie să umbli să desfaci în sarcină. Ai bine, separatorul de sarcină aici. Da. Sau oprești bateriile toate, sau una, două, trei, cinci câte ai și după aia îl desfaci. Cum să umbli în sarcină? Adevărat, nu decuplați în sarcină, nici tablou electric, decât în caz de extremă, extremă urgență decuplați în sarcină. Decuplați mai întâi MCB-urile și apoi separatorul general.